Diaspora moldovenească din Rusia este îngrijorată de faptul că autoritățile ruse au oprit receptarea actelor necesare pentru un permis de muncă pe teritoriul rus. Cetățenii moldoveni care se află în Rusia spun că restricțiile impuse îi lasă fără un ban și astfel nu mai au posibilitatea să se întrețină. Eu am probleme cu pașaportul. Autoritățile ruse erau obligate să îmi ofere documentele necesare pentru muncă și trai, pentru că eu am solicitat acest lucru și ei mi-au spus că pentru a obține un permis de muncă nou trebuie să-mi reînnoiesc carnetul de militar. Serviciul pentru migrație al Rusiei a anunțat anterior că muncitorii din Republica Moldova vor putea să-și găsească un loc de muncă pe teritoriul rus doar dacă vor dispune de un permis în acest sens. Noua măsură a Moscovei împotriva Moldovei vine ca urmare a ratificării acordului de asociere și de liber schimb cu UE. În aceste condiții, Rusia și-a anunțat intenția de a impune taxe vamale la o serie de produse moldovenești, printre care vin, carne, legume, fructe și cereale. Federația Rusă a avertizat în repetate rânduri Moldova cu privire la trecere la acest regim în relații bilaterale după ratificarea de către Chișinău a acordului de asociere. Guvernul de la Chișinău se va reuni într-o ședință specială pentru a discuta tema restricțiilor impuse de Rusia. De la Chișinău, Vitalie Guțu pentru Telejurnal.